Cerșetorul de Liviu Rebreanu Narator Răzvan Buluș Automobilul înghițea lacom șoseaua care se strecura hopuroasă peste lanurile înverzite, pe lângă colinele împrăștiate ca niște mușuroaie uriașe, printre tufișuri uitate ici colo ca perii în barba unui spân. Doctorul Ispas de la Spitalul Maica Domnului se ducea într-o inspecție pe neașteptate în satul Ciolănești, unde se zicea că bântuie ascunsă o molimă strașnică de scarlatină. Era un om blajin, doctorul Ispas, veșnic cu zâmbetul pe buze și cu ochelarii pe nas, rasca ca un englez și binefăcător din naștere. Oculist prețuit și miop, desfășură o muncă neobosită pentru o ocrotirea celor ce-și viața într-un întuneric fără sfârșit. Îi plăcea să-i zică lumea apostolul meseriei doftoricești. De aceea nu primea niciodată bani pentru consultații, izbutind chiar să cheltuiască cu apostolatul o parte bunicică din averea frumoasă ce-i rămăsese de la părinți. Acuma se înfunda în pernele de piele, foarte îngrijorat să nu la zvârle în vreun șanț zguduiturile mașinii. Îi stătea mereu pe limbă să poruncească șoferului îndrăgostit de iuțeală să meargă mai cu băgare de seamă. Dar parcă era rușine să arate că e frică. Aerul dimineței, aspru și rece, îl izbea în față și îl înviora. Uite sănătatea! Se gândea dânsul cu nările în vânt. Toate doctoriile noastre nu fac. O zdruncinătură mai tare îl silisă și întrerupă deodată gândurile treceau printr-un sat foarte sărăcăcios și murdar. În ogrăzile pline de bălării, țăranii priveau cu jind după mașina buiastră, iar pe uliță câinii și copiii se repezeau la întrecere și chelălăiau de necaz în norii de praf ce se ridicau pe urmele roților. Soarele scotea capul din zarea lăptoasă, drept în față, roșu și obosit ca un bețiv după un chef cu lăutari. O ceață ușoară aburea din pământurile odihnite, legându-se alene ca o femeie gătită. Apoi, încetul cu încetul, văzduhul se limpezi și se încălzi, Razele începeau a frige. Automobilul alerga din ce în ce mai năvalnic. Satele rămâneau în urmă, unele după altele. Poate din pricina aerului proaspăt, poate din pricina zguduiturilor nemiloase, Ispas simți odată că e foame și, fiindcă se apropiase de țintă, se aplecă și strigă șoferului. Ascultă, Petre, auzi? Oprește la Cârciumă, nu la primărie, auzi? Mai întâi luăm ceva și pe urmă..." Șoferul rezemat pe volan, cu gâtul întins ca un jocheu întârziat, răspunse moțăind scurt din cap. Bine. Peste câteva minute intrau în ciolănești și mașina se opri înaintea cărciumei care se pitula cu o sfială de tocmai în fața bisericii. Pe prispa soioasă, vreo doi țărani cululeau între măsele, se holbau la mașina ce pufăia trudită. Doctorul se descotoșmăni din tartane, își întinse picioarele amorțite și se dădu jos scuturându-se de praf. Găsim pe ei ceva de mâncare, oameni buni!" zise dânsul către țăranii sculați în picioare. Apoi de boierule, ca la țară, făcu bătrân cu fața prietenoasă și cu niște plete năclăite. În fața cârciumei se ivi hangiul foarte plecat și încântat. Poftiți, conașule, poftiți! Avem orice vă cere inima! Doctorul Ispas porni să intre. În clipa aceea însă răsărica din pământ un cerșetor orb, cu cămașa zdrențuită și mordară, de sculț, încins cu o sfoară noduroasă și cu o căciulă cenușie în mână, iar în cealaltă cu un băț zdravăn și se apropie mormăind jalnic și tărăgănat. Fie vă milă de un biet orb, bog da proste, Dumnezeu să vă miluiască! I-i spas șovăi puțin, apoi se opri, scoase niște bani și i-aruncă în căciula cerșetorului. Intră pe urmă în cârciumă, întovorășit de bolborosirile de mulțumire ale orbului, care pipăi se îngrapă banii și se roșise de bucurie. Așezându-se la o masă, auzi bine vocea țăranului pletos de afară. Ia uite mă, luași polu, ai? Acu dă zor să-l bei. Și îndată glasul înțepat și sfidător al cercetorului. Să-l beau eu, că eu l-am câștigat, nu el pe mine. În vreme ce mânca, doctorul se gândi mereu la cercetorul orb. Să fie oare orb din naștere? Să-și fi pierdut vederea în urma vreunei boli? Ce tristie să vezi cercind un om voimic. Uite, dacă statul s-ar îngrijini cel de nenorociții ăștia, n-ai mai întâlni orbi în fiecare comună îi spas mânca și în gând se înfuria din ce în ce mai tare pe cei ce au putință să facă bine omenirei și care nici nu se sinchisez de omenire. Bău o dușcă dintr-un pahar cu bere de la gheață și își zise hotărât. Trebuie să mai văd pe sărmanul acela. De unde știi că nu e vorba de vreo pastă trecătoare? De ce să nu-l ajutăm să se facă om dacă e cu putință? Plăti, își puse par de siul și ieșim mândru că i s-a înviat iar prilejul să-și împlinească apostolatul. În fața cârciumii se adunase o mulțime de țărani care înconjurase automobilul și descoseau pe șofer. Primarul și notarul, privind de veste că a sosit un boier mare, veniră grăbiți și îmbrăcați parcă ar fi mers la biserică. Unde-i cerșătorul?" întrebă doctorul apropiindu-se de trăsură. Pe aici trebuie să fie." Se îmbulzi un țăran dezghețat. Unde ești, mă, orbule? Hai că te cheamă boierul! Ori te-ai pus să bei banii! Ia vedeți, măi oameni, că doar nu l-o fi înghițit iadul!" Cerșetorul apăru în curând și întinse căciula mormăind mai jalnic și mai disperat. Doctorul îi spase apropie cu blândețe, dar tânguirile orbului duhneau groaznic arachiu. Ai băut, nenorocitule, ai?" îl dojeni dânsul compătimitor. Vai de mine, boierule, păcatele mele! Bog, da proste! Un păhărel, atâtica! Ce să mai facă omul bătut de Dumnezeu? Vai șamar de zilele mele! Fieți milă, boierule, de un biet! Bine, bine!" Eu curmă doctorul cam plictisit. Vino mai încoace să vedem ce ai la ochi. Se uită cu luarea minte, îi căscă ochii pe rând, îi întoarse genele pe dos și în vremea aceasta îl întreba într De când nu mai vede deloc? Ce simte când apasă cu degetul pe albeață? De ce s-a apucat de cerșătorie? Iar orbul povestea oftând des că i s-au împlinit la paște șapte ani de când nu mai vede lumina zilei, că i-a venit din senin, s-a culcat seara teafăr și s-a trezit dimineața vai de capul lui, că n-a avut bani să se arate la doctor și că Dumnezeu l-a pedepsit să trăiască din mila satelor. Săranii se îmbulzeau în jurul lor, aruncau câte o vorbă și chicoteau necrezători în spatele doctorului. Da, da," murmurai spas după ce îl cercetase amănunțit. Miruș groaznic arachiotică losule, să-ți fie rușine. Dar la ochi am să te vindec eu. Înțelegi? E o boală care se vindecă până bați din palme. O să te iau cu mine la spital și peste o săptămână vii acasă zdravă tun. Pe urmă nu o să mai trebuiască să cerșești. Orbul asculta uluit și gângăvi speriat și fericit. Vai de mine, boierule! Țăranii începură a vorbi cu aprindere despre norocul ce-a dat peste cerșetorul lor. Se găsiră îndată suflete miloase să-i dea care un suman, care o cămașă, care o căciulă, un flăcău sosit de grabă cu un brici și foarfece și chiar acolo, pe prisma cărciumii, îl tunse și îl rase ca pe un boier. După vreo două ceasuri, când se întoarse doctorul de la primărie, orbul era ca o floare. Îl sui lângă șofer și porniră în mijlocul urărilor de noroc ale țăranilor. Ispas simțea o mulțumire mare văzând în fața sa spatele cerșetorului. Uite, își zicea dânsul, un om care își prăpădea viața cerșind și chiu din pomenile adunate. Cu puțină bunăvoință însă, poate ajunge iar folositor societății. E, dacă s-ar gândi astfel toți colegii, ce mult ar fi alinate suferințele și mizeriile omenești. A doua zi se duse mai devreme la spital, strânse pe intern și pe infirmier și le povesti cu amănunte înduioșate întâmplarea cu cerșetorul. Era mișcat și ștergea mereu ochelarii și nădușala de pe fronte. Acum să meargă cineva să aducă încoace pe individ și numai decât să-i facem operația. O simplă cheratită. Și astfel, în câteva clipe, facem un om dintr-o sărmană ruină de carne și oase. Doctorul Ispas își umfla puțin pieptul, iar internii îl priviră cu o uimire mută și respectoasă. O infirmieră grasă sosi în curând cu individul care își bălăbănea capul înfricoșat și bălborosea într-una. Dumnezeu să vă dea sănătate! Dumnezeu să vă aibă în grijă! Operația reuși minunat și peste opt zile, cerșetorul cu ochii limpezi ca lamura se înființă în sala de operații să mulțumească doctorului și să și-a rămas bun. Ei, așa -i? îl întâmpină ispa strălucitor de mulțumire. Acum tu vezi mai bine decât mine, că uite, eu trebuie să port ochelari. Ei, bravo! De acum să te faci om de treabă, înțeles? Să muncești, să nu mai bei și să fii în rândul oamenilor. Omul băigui ceva încurcat și sărută repede mâna doctorului. Niciodată nu simți să i spas o bucurie mai mare decât acum, zărind două lacrimi curate în ochii cărora el le dăduse iar lumina. La plecare, apoi strânse mâna tânărului, îi mai dădu și o de lei ca să aibă acasă și zise de mai multe ori. Să mai vii pe aici, ai înțeles? Să nu ne ocolești! Și doctorul Ispas a fost foarte bine dispus toată ziua și a istorisit la toată lumea cum a ridicat din noroi și din beznă un biet nenorocit. Și toată noaptea a visat pe cercetător cum îi mulțumea și îi spunea plângând de fericire că își agonisește viața în cinstea și sudare feței. Într-o după-amiază, însă, peste vreo câteva săptămâni, Ispas se pomenește cu cercetorul pe neașteptate la spital. Ei, cei, cei? îi zise doctorul bucuros. Bine, boierule, făcu cerșetorul morocanos. Ai venit pe la București? N-ai uitat să mai dai pe la noi, ai? Foarte frumos! Ia, vin să-ți văd ochii! Țăranul nu se apropie. Își învârtea pălăria între degete și se muta de pe un picior pe celălalt. Vrea să spună ceva și nu știa cum să înceapă sau nu îndrăznea. Doctorul îi văzu în și îl îndemnă cu blândețe. Vrei să-mi vorbești ceva? Spune, nu-ți fie frică, spune! Am venit, boierule, să-mi pui la loc ce mi-ai luat de pe ochi, trăsni deodată cerșetorul cu glas în care tremura mult necaz. Ce-ai zis? Cum ai zis? Făcui spas căruia îi se părea că n de bine. Așa, boierule, că dumneata mai prăpădit, boierule. De azi nu mai pot câștiga o bucățică de pâine. Doftoriile dumitale, boierule. Șapte ani de zile am trăit cum se cade și toți oamenii din cinci sate îmi dădeau ba una, ba alta. Acum degeaba stau și degeaba cer că nimeni nu-mi întinde măcar o mână de făină. Doctorul Ispas rămase trăznit. Se făcu roșu ca postavul și pe tâmple îi răsări un șirac de bobițe de sudoare. Se uită lui o clipă, apoi deodată îi zbucni. Ești afară, măgarule! Ești că te dau un brânș, losule. Mai nenoroci boierule și acum mă gonește, ai? Ala, al, -al boier, am ce zice. Mi-ai luat pâinea de la gură, m-ai lăsat muritor de foame. Nu a avut vreme să mai urmeze, căci doctorul furios ca un tigru rănit se a la el și-l scoase afară în pomci și în palme. Auzi nemernicul! Striga Ispas plimbându-se cu pași mari și dând din mâine amărât. Auzi hoțul! Măgarul, netrebnicul și ticălosul! Poftim! Oameni buni, dacă vă place povestea, dați un like și un share. Și dacă vreți să ascultați mai multe, abonați-vă la canalul meu, ca să fiți primii care află când le postez. Vă mulțumesc!